Probabil că și dumneavoastră cunoașteți expresia românească: nu aduce anul, ce aduce ceasul. Ce vrea să spună? Vrea să spună că sunt o mulțime de zile normale în viața noastră. Zile în care nu se întâmplă aproape nimic notabil, cel puțin. Zile în care ne-am obișnuit și cu binele. Zile în care știm că Dumnezeu vechează asupra vieții noastre. Zile în care plecăm la lucru, venim de la lucru, ne îngrijim de ale noastre și apoi mai vin acele zile în viața noastră sau acele ore în viața noastră care parcă schimbă totul. În zilele alea, în orele alea, se întâmplă mai mult decât se întâmplă ani întregi la rând. Uneori schimbarea pe care acele ore o produc este o schimbare bună. Ne-am așteptat la ea, ne-am rugat pentru ea. Și iată că dintr-o dată Dumnezeu ne face să trăim plenar promisiunile pe care ni le-a făcut. Ce frumoase sunt orele alea. Binecuvântat să fie Domnul pentru ele. Alte ori însă, acele ore, acele zile, aduc o schimbare neplăcută, nedorită, neașteptată. O schimbare care transformă radical viața noastră. Poate fi vorba de un diagnostic. Poate fi vorba de confirmarea unui diagnostic. După ce am alergat la 2-3 medici, într-un final, acceptăm că acela e. Poate fi vorba de un accident. Poate fi vorba de plecarea în veșnicia cuiva drag. Poate fi vorba de un faliment răsunător. Zile care schimbă cu totul, modelează cu totul viața noastră. Și vreau să vă citesc în această seară un text puțin mai lung, e adevărat, care prezintă un astfel de moment din istoria poporului Israel, poporului Sfânt. După o călătorie în care aproape se obișnuiseră și cu binele, ați remarcat cât de repede ne obișnuim cu binele? Cât de repede îl considerăm normal, natural în viața noastră? Zile după care se obișnuiseră cu prezența lui Dumnezeu, cu un Dumnezeu activ, implicat în viața lor, cu un Dumnezeu care îi conducea, cu un Dumnezeu care le făcea binele, a venit acea zi. A venit acea noapte în care totul s-a schimbat. Dincolo de pustiul Paran, vom citi în text, era țara promisă. Țara în care curgea lapte și miere. Țara în care, cu adevărat, promisiunile lui Dumnezeu căpătau forță, deveneau realitate. Ei erau aici, dincoace, și în loc să facă din noaptea aceea o noapte a celebrării, un moment al intrării în țara promisă, au făcut din ea o noapte a jalei. Atitudinea lor, ce s-a întâmplat în noaptea aceea între ei, a schimbat totul. Generația aceea va fi întoarsă de Dumnezeu și timp de 40 de ani vor merge prin pustiu, vor rătăci prin pustiu. Ce faci când ți se întâmplă ce s-a întâmplat lor? Când realitatea neplăcută, nedorită, neașteptată întâlnește credința? Ce faci când realitatea se ridică împotriva credinței tale? Atunci când ai crezut un lucru, ai sperat un lucru, ai nădăjduit un lucru, ai făcut tot ce ai știut ca acel lucru să-l aducă Dumnezeu în ființă. Și totuși realitatea este alta. Te-ai rugat din toată ființa ta, ai ținut post, ai venit la ungere, ai făcut tot ce ai știut pentru ca boala să plece. Și ea n-a plecat. Ai făcut tot ce ai putut pentru ca cel drag să rămână. Și el n-a rămas. Ce faci când realitatea întâlnește credința? Haideți să citim textul Scripturii și pentru asta vă chem să ne ridicăm în picioare pentru a da cinste acestui cuvânt. Așa cum vă spuneam, îndrăznesc să vă cer permisiunea să citim un text mai mare, tocmai pentru a surprinde foarte bine acest moment din istoria lor, dar de asemenea și pentru frumusețea acestui text. Vom citi din Numeri, din capitolul 13, începând cu versetul 27 și vom încheia târziu, în capitolul 14. Numeri, începând cu versetul 27 al capitolului 13. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic
Cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hitiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi m-ai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei. Parcă eram ca niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor Israel care era strânsă la oaltă. Și între cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi, ca să iscodim, este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca, ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta ei, din mijlocul căruia ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut tu, Domnul, că norul tău sta peste el, că tu mergeai înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea l-a omorât în pustiu. Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților un copii până la treilea și al patrulea neam. Iartă, dar, fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Și Domnul a zis, iert, cum ai cerut. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Ce faci când realitatea întâlnește credința? Ați avut astfel de momente în viață? Momente în care realitatea s-a ridicat împotriva credinței? A căutat să devoreze credința, să calce în picioare, să înlăture credința? Eu cred că peste fiecare dintre noi, din timp în timp, eu m-aș ruga și mi-aș dori să fie cât mai rar, dar vin astfel de momente în care realitatea întâlnește credința. Noi nu avem o problemă cu realitatea câtă vreme realitatea ne place, nu-i așa? Câtă vreme realitatea se include în ceea ce noi considerăm un mers normal al lucrurilor. Câtă vreme realitatea ne surâde sau cel puțin nu ne face mari probleme, nu ne dă mari dureri de cap.
Avem însă o problemă cu realitatea în momentul în care realitatea se ridică împotriva noastră. În momentul în care realitatea contrazice ceea ce credem, în momentul în care realitatea tinde să dea la o parte promisiunile lui Dumnezeu, atunci, abia atunci, începem să avem o problemă serioasă cu realitatea. În fața unei realități potrivnice, a unei realități dure, a unei realități neplăcute, oamenii au tot soiul de atitudini. Unii dintre ei aleg să îmbrățișeze realitatea ca singurul adevăr. Uită imediat tot ceea ce cred. Uită imediat tot ceea ce Dumnezeu a promis. Uită imediat toate lucrurile pe care le-au citit în cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce știu despre Dumnezeu. Și îmbrățișează acea realitate ca fiind ultima realitate, singura realitatea vieții lor. Boala începe să-i definească. Necazul începe să-i definească. Durerea aceea, lipsa aceea, pierderea aceea începe să-i definească. Oamenii au tot soiul de atitudini în fața realității. Și asta e una dintre ele, să întoarcă fața doar către realitate și să ignore orice altceva. Altă atitudine este să întoarcă spatele realității. Să se uită la realitate, să spună nu-mi place de tine, deloc. Nu-mi place cum te dezvolți, nu-mi place ce aduci în viața mea. Nu-mi place că ai bătut la ușa casei mele pe nepusă masă. Nu te-a chemat nimeni, nu te-a așteptat nimeni, nu te dorește nimeni aici. Și cu toate că nimeni n-a vrut să-ți deschidă, ai intrat în casa mea. Te-ai așezat pe canapeaua mea din sufragerie și ți-ai pus și picioarele pe masa mea. Nu-mi place de tine. Și ca atare, aleg să te ignor. Aleg să-ți întorc spatele, să nu mă gândesc la tine. Să ignor faptul că sunt bolnav, să ignor orice diagnostic, să ignor orice mi se spune, să ignor orice mi se întâmplă, să nu mă uit deloc la realitate. Oamenii în fața realității au tot soiul de atitudini. Spun specialiștii că atunci când un om are de-a face cu o realitate dură, să vorbim despre poate un diagnostic cumplit, poate o pierdere majoră în viață, poate pierderea cuiva drag, poate un faliment, o problemă teribil de grea de dus. În fața unei astfel de realități, spun specialiștii, oamenii trec prin 5 etape. Toate etapele sunt trecute de ei. Îi vedem adeseori și în biserică cum vin trecând prin etapele astea. Prima etapă prin care trece omul când îndă piept cu astfel de realitate este negarea. Nu există. Așa ceva nu mi se poate întâmpla mie. N-are cum. Mie? M-am așteptat să se întâmple la... Dar mie n-are cum. Negarea. Asta e prima atitudine. Atunci când omul trece, când omul are, ia primul contact cu o realitate dură care trebuie să devină din momentul acela realitatea lui. Prima reacție este negarea. A doua este furia. Cineva trebuie să fie vinovat. Cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat? Cineva trebuie să poarte vinovăția pentru că se întâmplă așa ceva în casa mea, în viața mea. Și știți cine sunt vinovații de serviciu aproape de fiecare dată? Cei mai aproape. Cei care ne iubesc cel mai tare. Ei sunt vinovați. Ne întoarcem către ei, purtăm tot soiul de discuții tensionate și tensionăm și mai tare situația. Pentru că suntem în căutare de vinovați în sunt situații, sunt oameni care îl găsesc inclusiv pe Dumnezeu de vină. Dar trece și etapa asta. Trecem de la negare, la furie, apoi ajungem în următoarea etapă, negocierea. Ne așezăm lângă realitatea aceea, ne uităm la ea și spunem, o întrebăm, ce să-ți dau ca să pleci? Ce să-ți dau? Ce ai vrea de la mine? N-aș mai vrea să stai în casa mea, n-aș mai vrea să am de-a face cu tine. Aș vrea să mă trezesc mâine dimineață și să nu mai fiu bolnav. Vreau să mă trezesc mâine dimineață și tot ce am trăit până acum cu tine să fi fost doar un coșmar care a trecut așa cum trec toate coșmarurile de noapte. Ce să-ți dau ca să pleci? Îi întâlnim și în biserică în etapa asta. Frate, ce mai aveți de făcut pe la biserică? Mai dau și eu ceva. Ei sunt doar în etapa negocierii. Negociază cu o realitate dură. Când realitatea se încăpățânează să rămână, nu vrea să plece din casa ta, oamenii ajung în cealaltă etapă. Îi mai găsești câteodată, te întâlnești cu ei pe la cumpărături, pe stradă, sunt în etapa tristeții. O tristețe fără de margini.
Le-a căzut fața, nu mai au scânteie în ochi, nu mai au bucurie de niciun fel. Au făcut casă bună acum cu tristețe. Și-au dat seama că acea realitate nu vrea să plece. Și ca atare au ajuns într-un soi de depresie, de tristețe profundă. Ei sunt una acum cu acea realitate. Și în ultimă instanță, spun specialiștii, după ce a trecut prin toate etapele astea un om, după ce a trecut prin negare, prin furie, prin negociere, prin tristețe, în ultimă instanță omul acceptă. Acceptă. Aceea este realitatea. Am citit în seara aceasta un text care ne prezintă trecerea prin altfel de etape. Ne uităm în oglinda acesta cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea să ne întrebăm ce ar trebui să facem noi și n-au făcut izraeliții ca să nu ajungem în situația lor. Cum să dăm piept cu realitatea? O realitate neplăcută, poate dură, poate dificilă, poate dureroasă, o realitate care nu se dă plecată. Cum să dăm piept cu ea astfel încât Dumnezeu să se uite la noi și să ne găsească în continuare plăcuți? Ce să faci atunci când realitatea îți înfruntă credința? Trei gânduri vreau să vi le spun. Eu zic că rapid, dar nu pot neapărat promite. Trei gânduri. Unu, ce să faci cu realitatea? Doi, ce să faci cu credința? Și vom încheia cu o declarație de credință. Haideți să punem prima întrebare. Ce să faci cu realitatea? Când vine o astfel de realitate, când te zbați cu astfel de problemă, când ai de-a face cu astfel de situație, ce trebuie să faci? Primul gând. Iată ce să faci cu realitatea. Unu, nu o ignora. Nu o ignora. Uitați-vă la oamenii aceștia care se întorc, iscoadele acestea care se întorc din țara promisă. Încep să povestească tot ceea ce au văzut, tot ceea ce au întâlnit acolo. Și când încep ei să povestească lucrurile pe care le-au văzut, încep să spună și lucrurile neplăcute, realitatea dură pe care au întâlnit-o, realitatea la care suntem din ce în ce mai conștienți pe măsură ce citim textul, că nu s-au așteptat să o găsească acolo. Și când ei îndrăznesc să vorbească, cei 10, în afară de Iosua și Caleb, încep să vorbească despre realitatea aceea, nu veți întâlni nici măcar o reacție de acest fel la Iosua și Caleb, să se întoarcă spre ei și să le zică: auziți, voi ați fost în aceeași țară în care am fost noi? Mințiți, noi n-am văzut asta. Iosua și Caleb nu zic asta. Iosua și Caleb recunosc, aceea este realitatea. Când o realitate dură vine peste viața mea, nu veți găsi nicăieri în Biblie îndemnul să ignori realitatea aceea. Să te întorci spre realitatea aceea și să zici, nu există. Nu-mi pasă de tine. Să te uiți la ea, să o vezi neagră și să te îndemne pe vreun verset. Biblia să-i spui că e albă. Nu, realitatea trebuie privită în ochi așa cum este. Nicăieri Scriptura nu ne îndeamnă, nu ne cheamă să ne uităm la realitate și să o ignorăm total, să o colorăm noi în culorile care ne plac nouă, nici vorbă. Realitatea trebuie privită așa cum este. Momentul în care Apostolul Pavel are acel țepuș în carne, se roagă pentru el ca Domnul să ia țepușul din carne, ce îi răspunde Domnul? Este un curent teologic care circulă astăzi foarte și mănâncă foarte mult din credința fraților noștri, care spune, declară și nu există. Și dacă declară, nu există? Îi spune Domnul cumva lui Pavel, Pavel, declară că țepușul tău nu există. Și nu va exista. Îi spune Domnul asta? Dar ce spune? Și ce spune prin harul meu ți este de ajuns? Unu, îi spune că țepușul există. Doi, îi spune că țepușul nu pleacă. Că rămâne acolo. Și trei, îi spune că harul lui Dumnezeu e mai mare decât țepușul lui și că este suficient harul lui Dumnezeu. Iată, nici măcar pe Pavel, Apostolul Pavel, Domnul nu îndeamnă să ignore realitatea. Nu ignora realitatea. O, câte greșeli fac frații și surorile. Adeseori în fața unei realități potrivnice. Uneori chiar ajung în etapa aceasta în care întorc cu totul spatele realității, o ignoră. Și lasă ca problemele și așa mari să devină și mai mari. Durerile și așa cumplite să se înmulțească. Am venit să vă spun ceea ce poate că nu este popular, dar este biblic. Când vine o astfel de realitate, nu o ignora. Vă dau două motive
Sunt o mulțime, dar două motive prinse în textul acesta, pentru care realitatea nu trebuie ignorată. Unu, ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își scrie istoria cu noi, folosind uneori și penița aceasta a realității. Dacă planul lui Dumnezeu mare, care e ca un tablou de puzzle, să zicem, l-am desface în bucăți, recunoaștem, planul mare este bun și frumos pentru noi. Dar când desfaci bucățele din planul acela, o bucățică din puzzle-ul acela, din tablou, o culoare folosită în tabloul vieții tale de către Dumnezeu, poate fi negru, poate fi. Poate fi gri, poate fi. Dacă e negru, înseamnă că nu l-a pictat Dumnezeu? Înseamnă că nu e Dumnezeu în control? Înseamnă că nu Dumnezeu construiește tot tabloul? Nici vorbă. El este în controlul a tot și a toate. Nu ignora realitatea pentru că ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Eu vă întreb în această seară, când au pornit iscoadele către Canaan și au văzut tot ce era acolo, cetățile întărite, soldații aceia, oamenii aceia înalți, Dumnezeu știa de ei. Și dacă știa de ei, le mai putea da țara? Le putea da. Sigur. Felul în care Canaanul exista, felul în care Canaanul se dezvoltase, era cuprins și el în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu, când le-a făcut promisiunea, n-a ignorat realitatea, ci le putea da Canaanul, pentru că totul era cuprins în planul lui Dumnezeu. Preamărit să fie numele Lui. De ce să nu ignor realitatea? Pentru că e cuprins în planul lui Dumnezeu. Dacă vreți spus mai plastic, realitatea este atelierul lui Dumnezeu. Aici, în mijlocul acestei realități, Dumnezeu ne construiește și ne pregătește pentru a fi sfinții Săi, fiii și fiicele Sale care vor moșteni într-o zi împărăția. Aici, în realitatea aceasta, ai lucruri bune și ai lucruri grele, ai lucruri complicate de dus și ai lucruri frumoase. Aici, în realitatea aceasta, cu toate culorile lui Dumnezeu, Dumnezeu construiește oameni pentru împărăția Sa. Minunat este Dumnezeu. De ce să nu ignor realitatea? Pentru că e cuprinsă în planul lui Dumnezeu. De ce să nu ignor realitatea? Pentru că este locul în care se desfășoară puterea lui Dumnezeu. Am crezut că toată biserica va zice amin. Ne place ca în realitatea aceasta să se desfășoare puterea lui Dumnezeu. Dacă citiți puțin mai devreme, de pasajul pe care l-am citit noi, veți remarca că toată întâmplarea asta nu pleacă nici măcar de la Moise, ci pleacă de la Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște și spune lui Moise, vreau să trimiți niște iscoade în Canaan. Și îi spune așa, alege dintre cârmuitori, alege dintre cei care sunt fruntași în semințiile lor și alege din fiecare seminție. Să vadă toți, să nu avem vorbe. Și să se ducă în Canaan. Ba mai mult, dacă veți citi capitolul 13, Moise le spune și la ce să se uite. Versetul 18, vedeți Sara. Vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, care este tare, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr, cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite. Să nu care cumva să vă lăsați furați de peisaj. Vreau să vedeți în detaliu ce anume. Realitatea. Vreau să vă întreb, când Dumnezeu le vorbea iscoadelor, la ce să se uite? Dumnezeu știa ce vor vedea acolo. Păi dar și de ce le-a spus să se uite la astea? Să-i facă să aibă teamă? Nu seamănă Dumnezeu. Să-i întristeze? Nu seamănă Dumnezeu. Dar de ce? De ce îi trimite să vadă o realitate care Dumnezeu cu siguranță știa că le va pune credință la încercare? De ce? Pentru că realitatea aceea este locul în care se desfășoară puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu stabilește scena. Iată pe ce scenă vă voi da țara în care curge lapte și miere. Este o țară, așa cum spuneți, cum recunoșiți scoadele, o țară bună în care curge lapte și miere. Dar are cetăți întărite, dar are uriași, dar are armată. Iată scena. Aici, în realitate, este locul în care putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Aș vrea să vă spun în seara asta, plin de bucurie,
Că Dumnezeu nu are nevoie să măture scena de toate necazurile din viața noastră ca după aceea să se prezinte. Dumnezeu se prezintă în mijlocul necazurilor noastre. Și vreau să vă spun cu toată bucuria că Dumnezeu nu are nevoie să dea la o parte falimentele și bolile noastre ca să fie prezent în casa noastră. Și asta este ceea ce trăim și experimentăm cu siguranță fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul. Acolo este scena, în realitate, acolo coboară Dumnezeu. Realitatea este fie un loc al lacrimilor, fie un loc al slavei. Depinde cum te uiți la El. Și în seara asta am venit înaintea dumneavoastră să vă spun că realitatea poate să fie un loc al slavei lui Dumnezeu. Un loc în care lucrează Dumnezeu. Un loc în care se întâmplă, așa cum dumneavoastră aveți anul acesta, minuni. Unde au loc minunile? Să găsim un loc pe care să-l ferim de tot ce înseamnă realitate, ca acolo să se întâmple minunile? Nu. Minunile au loc în realitate. Minunile au loc în mijlocul bisericii. Minunile au loc cu oameni normali care se luptă cu o realitate câteodată cumplită. Acolo au loc minunile, preamărit să fie loc numele lui Dumnezeu. De ce să nu ignor realitatea? Pentru că ea este cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Pentru că ea este locul în care se desfășoară puterea lui Dumnezeu. Ce să fac cu realitatea? 1. Nu ignora. 2. Nu exagera. Nu exagera. Ați remarcat adeseori, toți, cred că toți, îndrăznesc să zic că toți, avem în fața unei realități potrivnice această atitudine. Căutăm să ne uităm și ne uităm cu precădere la partea goală a paharului. Atunci când realitatea este potrivnică, ea declanșează în noi niște mecanisme de apărare. Și mecanismele acestea ne îndeamnă uneori să vedem în realitate un vrăjmaș mai puternic decât este. Să punem peste realitate fricile, temerile, anxietățile noastre, toate gândurile noastre rele, toate nopțile nedormite, toate planurile acelea pe care noi le-am gândit și le-am făcut că așa se va întâmpla. Toate le îndesăm peste realitate. Și după aceea realitatea devine din ce în ce mai greu de purtat. Știți, ca în povestea românească, cu covata care e pe sobă, care urmează să cadă peste copil, exagerăm totul. Pentru că asta declanșează în noi realitatea potrivnică. Atunci când ai de face cu realitatea potrivnică, nu înmulți, nu exagera, nu pune peste ea alte gânduri, alte planuri, alte anxietăți și alte frici. Cine ar fi crezut? Uitați-vă la ei. Întorși din Canaan. Recunosc că promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Recunosc că ce a promis Dumnezeu e adevărat. Recunosc că Dumnezeu a avut dreptate. Recunosc că Dumnezeu nu i-a mințit. Că ce a zis Dumnezeu există cu adevărat. Recunosc treaba asta. Vin cu strugurile acelea mare. Cine ar fi crezut? În loc să facă o noapte a celebrării, o noapte a bucuriei, o noapte a închinării, ei fac o noapte a jalei. De ce? Pentru că au îndesat peste realitate toate fricile lor. Așa cum facem și noi adeseori. Au pus acolo peste realitate toate problemele și gândurile lor. Remarcați în text, au adăugat realității oricum potrivnice, propriile frici, propriile anxietăți, propriile temeri, lucruri care au făcut realitatea să fie și mai dură, și mai greu de purtat. Versetul 33 din capitolul 13. Și ce zice aici? Apoi am văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac care se trag din neamul uriașilor. Știți ce termen e acolo? Este ebraicul Nifilim. Știți unde mai găsim Nifilim? În Geneza 6:4. Eu vă întreb, văzuseră ei Nifilim acolo? Și răspunsul meu este, mă îndoiesc. Ba, remarcați cât de tare exagerează, la un moment dat zic că toți erau așa, toți erau puternici. Oare chiar toți erau puternici? Nu fi avut țara aia pe nimeni mai slab, mai mic, mai neputincios, dar realitatea potrivnică i-a făcut să vadă și i-a determinat să pună peste ea toate fricile lor, toate anxietățile lor. Ajung să zică la un moment dat că țara aceea își mănâncă locuitorii. Oare și eu ar fi mâncat? Întrebare logică. Dacă țara își mânca locuitorii, cum de mai avea locuitori?
Și cu toate astea, ei așa zic, ei așa cred. Pentru că și noi facem adeseori așa. Când a venit problema, când a venit necazul, tot ce vedem este problema aceea și punem peste ea toate fricile noastre. Ba mai mult, și ei ca și noi, și noi ca și ei, adăugăm peste realitate fricile noastre și ne concentrăm doar pe ceea ce lipsește. Doar pe problemă, doar pe necaz. Știți în câte versete recunosc ei că țara este bună? Într-un singur verset, versetul 27 din capitolul 13. Știți în câte versete zic că țara este rea, grea, dificilă, că realitatea este dură? Deci într-un verset recunosc că e bună, e așa cum a zis Dumnezeu. Apoi versetul 28, 29, 31, 32, 33. Vorbesc despre greutățile din țară. 1 la 5. De ce ar face asta? De să devenim personali. De ce am face asta? De ce ne-am face asta inimii noastre? Oricum apăsată, întristată, atunci când trecem printr-o realitate cumplită, de ce ți-ai face asta inimii tale? De ce n-ai păstra măcar echilibrul? Să te uiți și la realitate, dar și la promisiunile lui Dumnezeu. Să te uiți și la realitate, dar și la împlinirile, bucuriile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Eu îndrăznesc să spun în seara asta, niciodată în viața noastră nu ne părăsesc toate. Pot să meargă 1000 de lucruri rele. Greu, dificil, dureros, dar vreo două tot ne merg bine. Pot să fie 1000 de lucruri care ne storc lacrimi, dar vreo două tot ne aduc bucurie. De ce nu păstrăm echilibru? Și în fața unei realități potrivnice, și în ei ca și în noi, adeseori luăm decizii complicate, grele, aproape nebunești. Auziți la ei să ne întoarcem în Egipt. De parcă Egiptul acela ar mai fi existat. De parcă în Egipt au fost tratați regește. De parcă egiptenii ar fi așteptat la graniță cu pâine și sare să ne întoarcem în Egipt. Fața unei realități potrivnice, oamenii au tendința să exagereze realitatea, să pună peste ea lucruri complicate, dureroase, ale propriilor inimi și să o vadă mai puternică decât este. Ce să faci cu realitatea? 1. Nu ignora. 2. Nu exagera. Și 3. Nu considera definitorie. Nu considera ultimă. Nu considera că realitatea are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt în viața noastră îl are Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Ca realitatea aceea să se întâmple, ca realitatea aceea să-și desăvârșească lucrarea, să-și ducă până la capăt tendința, ea are nevoie de o semnătură, de o suprasemnătură. Și cel care trebuie să suprasemneze peste realitate este cel care conduce universul întreg, Dumnezeu. El este în control a tot și a toate. Cel care și-a întins mâinile la calvar pentru noi, ca să ne răscumpere, ca să ne ierte, ca să ne spele sângele Fiului Său, să ne dea un nume nou, o viață nouă. El are ultima semnătură peste realitate. Nu considera definitorie. Da, a venit peste viața ta. Da, aceea este realitatea. Dar uită-te la ea și spune inimii tale. Predică inimii tale în momentele acelea. Dumnezeu încă e în control. Dumnezeu încă este stăpân. Dumnezeu încă poate să lucreze. Dumnezeu încă poate să mă salveze. Nu contează până la urmă cum e realitatea. Eu voi aștepta răspunsul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne și toată biserica să zică amin. Ce să faci cu realitatea? Nu o considera definitorie. Nu te da de ceasul morții. Nu te lăsa târât de forțele depresiei. Și încep să-L lauzi pe Dumnezeu și să te încrezi în El, pentru că El este în continuare stăpân peste toate. Nu-L dă la o parte falimentul tău de pe tron, nu L-a dat la o parte boala ta și nu-L surprinde necazul tău. Dumnezeu este în continuare pe tron, slăvit să fie numele Lui. Ce să faci cu credința? Am văzut ce să faci cu realitatea, dar cu credința? Ce să faci cu credința? Atunci când realitatea este potrivnică, uneori credința noastră are tendința să se ascundă, în loc să se ridice ca un
soldat care ne poate apăra, credința parcă se retrage. Ce să fac cu credința? N-am voie să o pierd. N-am voie să o pierd. Pot pierde toate lucrurile, dar n-am voie să-mi pierd credința. Pot să-mi pierd sănătatea, dar să nu-mi pierd credința. Pot să pierd tot ce am, să jelesc ani întregi, dar nu pot pierde credința. Prin credință îl văd pe Dumnezeu. Prin credință știu că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Prin credință văd realitatea lui Dumnezeu. Nu pot să-mi pierd credința. Și așa că atunci când realitatea lovește în barca vieții noastre, ce avem noi de apărat nu este realitate. Ce avem noi de apărat este credința. Credința trebuie apărată. Credința trebuie cumva păstrată, chiar dacă valurile sunt mari și problemele adânci. Trebuie să-mi păstrez credința. Trebuie să rămân în credință. Cum să facem asta? Cum putem rămâne în credință? Trebuie să găsim metode clare prin care să rămânem în credință. Vă spun câteva dintre ele în această seară. 1. Când a lovit realitatea potrivnică, trebuie să-mi păzesc credința și mi-o păzesc dacă o hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu. Credința trebuie hrănită din cuvântul lui Dumnezeu. Când realitatea lovește peste viața mea, tot ceea ce a fost nădejde înșelătoare, cum zice Biblia, tot ceea ce a fost credință zidită pe nisip, a fost părere personală, a fost opinie luată din dreapta și din stânga, tot ceea ce n-a fost zidit pe Scriptură, tot ceea ce nu s-a ridicat din Scriptură, tot ceea ce n-a avut rădăcinile în Scriptură, totul va arde. Realitatea face asta în viața noastră. Dă la o parte. Ca un foc care arde o miriște, așa arde realitatea potrivnică, opiniile noastre, părerile noastre. Și rămâne un singur lucru. Ca un pom care e sădit lângă un izvor de apă, rămâne credința care este ancorată în Scriptură. Deci atunci când trec printr-o realitate potrivnică, trebuie să-mi zidesc credința. Cum mi-o pot zidi? Trebuie să mă duc la Cuvântul lui Dumnezeu. Deși nu-mi va veni să fac. Vreo câteva zile îmi va veni să bocesc, după aia să îmi pară rău. Ce trebuie însă să fac, dincolo de lacrimi și de jale, este să deschid Scriptura. Acasă, personal. Și să strâng din dinți, să citesc. Dacă până atunci citeam 5 minute, 10 minute, o oră, să citesc de 3-4 ori mai mult. Pentru că atunci bat vânturile în barca mea. Diavolul nu vrea sănătatea mea. Diavolul vrea credința mea. Diavolul nu vrea să-mi dărâme lucrurile pe care le-am construit. Nu vrea să dea la o parte binecuvântările lui Dumnezeu. Diavolul vrea să-mi fure credința. Și credința trebuie să o zidesc, să o păzesc și o păzesc în măsura în care mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Citind Scriptura, s-ar putea să afli adevărul. Cu siguranță vei afla adevărul. S-ar putea să descoperi citind Scriptura că Dumnezeu nu-ți promite vindecare. Deci ai crezut că declar și se rezolvă. S-ar putea să afli că Dumnezeu nu-ți promite vindecare, dar îți promite prezența Lui nemijlocit. Că niciun chip nu te va lăsa. Că va fi cu tine prin valea umbre morții, dacă va trebui să treci. Citind Scriptura, s-ar putea să afli că Dumnezeu nu-ți promite succesul, dar Dumnezeu îți promite că nimic nu va diminua dragostea Lui pentru tine. Citind Scriptura, vei descoperi acele promisiuni care rămân în picioare, indiferent de cât de tare arde focul realității. Dacă nu ne hrănim din Scriptură, dacă ne hrănim din alte surse, dacă ne punem nădejdile în alte locuri, când vine realitatea, le va arde pe toate, tocmai de aceea. Trebuie să-mi zidesc credința pe Scriptură și zic, Doamne, ajută-ne să-mi extrag seva care mă ajută să merg mai departe, să-mi iau puterea care mă ajută să merg mai departe, să-mi iau nădejdea care îmi liniștește inima, care mă ajută, mă lasă să dorm noaptea din Scriptură și nicăieri din altă parte, să mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ce să fac cu credința? Trebuie să o păzesc, să o apăr. Cum pot să o apăr? Să o hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu. 2. Să o ancorez în minunile trecutului. Veți, frați și surori, dragă biserică, eu nu știu care este realitatea dumneavoastră și cât de potrivnică vă este astăzi, dar știu un lucru.
că dumneavoastră, ca și mine de altfel, în fața unei astfel de realități, noi nu suntem copiii nimănui, care vin de nicăieri și pleacă spre nicăieri. Ne suntem fii și fiicele unui tată. Noi avem un istoric și istoria noastră se înalță până în dealul Golgotei. Acolo Hristos ne-a mântuit. Cu sângele Său, Hristos ne-a plătit pe fiecare dintre noi. Acolo Hristos ne-a dat o viață nouă. Istoria noastră nu este o istorie de o zi, de un minut, ci se înalță uneori pe ani de zile de umblare cu Dumnezeu. Când bate vântul, când a venit furtuna realității peste viața dumneavoastră, ancorați-vă credința în minunile trecutului. Obișnuiesc să zic, adeseori, am zis în biserica în care slujesc, când vin astfel de momente, trebuie să facem ce n-au făcut evreii în noaptea aceea. Ce n-au făcut ei? Nu s-au închinat. Au plâns, au jelit, au luat decizii nebunești, au îngrămădit peste momentul lor dificil propriile frici, dar nu s-au închinat. Nu s-au închinat. Noi să facem altfel. Ce să facem? Să ne închinăm. Când vine un astfel de moment peste familia ta, ascultă-mă, te rog. Hotărăște o zi a închinării cu toată familia. Hotărăște o zi a închinării cu toată familia. Zile așa, pe grupul ăla de WhatsApp. Mama și tata vă cheamă miercuri, la ora 19 acasă. Pe toți, să nu lipsiți niciunul. Și când vin acasă, după ce poate stați la masă, intrați în sufragerie și le ziceți așa, voi știți necazul prin care trecem acum. Dar în seara asta nu vorbim deloc despre El. În seara asta vorbim despre ce a făcut Dumnezeu cu noi până aici. Ne aducem aminte de cum a lucrat Dumnezeu. Ne aducem aminte de minunile pe care le-am trăit. Și începeți să enumerați în auzul copiilor dumneavoastră ce ați trăit, pe unde v-a purtat Dumnezeu. Dacă ești tânăr, poți să faci asta singur, în cămăruța ta, cu Dumnezeu. Să nu te mai gândești la ce trăiești în momentul ăla, ci să te gândești la cum te-a purtat Dumnezeu pe brațe până aici. Cum a fost Dumnezeu cu tine? Care au fost miracolele pe care Dumnezeu le-a făcut cu viața ta? Cum te-a mântuit și salvat Dumnezeu? De câte ori a intervenit Dumnezeu în viața ta? Spuneți-le copilul, vă aduceți aminte atunci când s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Am crezut atunci că suntem terminați, că nu ne mai ridicăm niciodată. Și Dumnezeu ne-a ridicat. Dumnezeu ne-a pus din nou picioarele pe stâncă. A coborât Dumnezeu după noi în valea aceea și ne-a luat Dumnezeu pe braț. Ne-a purtat și vreau să vă spun în seara asta, puteți să le spuneți copiilor, vă spun eu dumneavoastră, că vrea să ne mai poarte, că vrea să ne mai ducă. Aduceți-vă aminte de tot ce a făcut Dumnezeu. Spuneți-i necazului dumneavoastră că nu sunteți ai nimănui, ci sunteți a unui Dumnezeu căruia îi pasă de dumneavoastră, a unui Dumnezeu care vă poartă în brațe, a unui Dumnezeu care v-a însemnat în palmele sale, a unui Dumnezeu care știe să iubească, care știe să poarte de grijă. În acele momente poți să începi să cânți. V-aș cânta dacă aș ști. Mă încred în El. Știți cântarea? Acolo, în necazul tău, acolo, fă ce n-au făcut evreii. Asta îl supără teribil pe Dumnezeu. Remarcați și le zice Dumnezeu, până când nu mă vor nesocoti? Până când nu mă vor pune la socoteală? Dumnezeu nu vrea altceva de la ei, ci să fie pus și El la socoteală. V-ați calculat necazul. V-ați calculat realitatea, mai adăugați ceva, adăugați-L și pe Dumnezeu acolo. La necazul dumneavoastră, la durerea dumneavoastră, mai puneți-L și pe El la socoteală. E supărat pe ei Dumnezeu că nu se uită la toate miracolele pe care le-au trăit. Asta trebuie să facem. Să o tărâm o seară închinării în care să-L punem pe Dumnezeu la socoteală, în care să ne gândim și să ne uităm la tot ce a făcut Dumnezeu cu noi. Acolo, în mijlocul închinării noastre, puteți să cântați, puteți să ziceți, mă încred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus, sau un adânc de voi, lovit de val
ajung la mal, cerescul Tată m-a călăuzit. Ce să fac cu credința? Să o hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu, să o ancorez în minunile trecutului și să o bazez pe caracterul lui Dumnezeu. Și aici e declarația de credință. Să o bazez pe caracterul lui Dumnezeu, nu pe ce fac eu, ci pe cum e El. Începe un dialog, ați remarcat la finalul textului citit, începe un dialog ciudat între Moise și Dumnezeu, ciudat dialog. La capătul dialogului Moise îi spune lui Dumnezeu ce a zis Dumnezeu. Uitase Dumnezeu? La capătul dialogului Moise îi aduce aminte lui Dumnezeu ce a zis Dumnezeu despre sine. Cu alte cuvinte, Moise zice, nu vrem să te schimbi acum, vrem să rămâi același. Când intri în seara aia, după o seară de închinare cu familia, când intri în rugăciune, spuneți lui Dumnezeu, bazați pe caracterul lui, Doamne, ai fost incredibil de frumos cu noi până aici. Nici nu putem descrie în cuvinte cât de mare a fost dragostea ta, cât de copleșitoare a fost bunătatea cu care ne-ai învăluit. Nu putem spune în cuvinte cât de mult ne-am bucurat de îndurarea ta. Dar acum, de aici, din mijlocul unei realități potrivnice nouă, Doamne, îți spunem un singur lucru. Vrem să rămâi același. Să nu te schimbi, Doamne. Să nu te schimbi. Să rămâi același Dumnezeu bun, îi spune Moise și putem spune și noi. Același Dumnezeu bun, același Dumnezeu îndurător, același Dumnezeu care știe să ierte. Să nu te schimbi, Doamne. Și Cel care este același ieri și azi și în veci. Așa va rămâne. Binecuvântat să fie numele Lui. Asta îi putem spune lui Dumnezeu. Cum îți hrănești credința? Te uiți la Dumnezeu și spui, ești incredibil. Ești cel mai frumos dintre toți oamenii. Ești bucuria inimii mele. Eu nu știu ce vei face cu realitatea asta. Până la urmă nici nu prea contează, Doamne. Tot ce contează este să rămâi același, același Dumnezeu răscumpărător, același Dumnezeu iertător, același Dumnezeu care știe să-și înnoiască bunătățile și care n-are capăt la îndurare, același să rămâi în fața unei realități potrivnice. Ce am de făcut? Practic. Unu, să nu ignori. Nu ignorai atelierul lui Dumnezeu. Este locul în care Dumnezeu își pictează tabloul vieții tale. Nu ignora. Știu că unele trăsături de penel dor, dar ai încredere în el. Nu exagera. Nu exagera. Lasă să fie doar atât cât îi permite Dumnezeu să fie. Și mai ales, nu-i da forța unui eveniment ultim. Spune-i, eu știu că ești așa, dar mai știu că ai nevoie de semnătura lui Dumnezeu să te întâmpli. Dumnezeu semnează. Fața unei realități potrivnice trebuie să-mi apăr, cresc credința. Și cum o pot face? Hrănind-o din cuvântul lui Dumnezeu. Ancorând-o în minunile trecutului meu cu Dumnezeu și bazând-o pe caracterul lui Dumnezeu. Acum, la finalul acestui program, vă chem să ne rugăm. Și ce am putea să-i spunem lui Dumnezeu? Eu nu știu cum este, spuneam adineau, realitatea noastră, dar aș vrea să-i spunem un singur lucru lui Dumnezeu. Vrem să rămâi același. Același. Avem așa de mare încredere în tine. Vrem să rămâi același. Putem face lucrul ăsta? Putem face cu toții? Dacă da, haideți să ne ridicăm în picioare. Și într-o rugăciune comună, fiecare dintre noi stă de vorbă cu Tatăl lui despre realitatea lui, spunându-i, Doamne, vreau să rămâi același. Cu toții ne rugăm.